pentru cei care deja a apărut și notificarea. Și după acest webinar o să vă transmitem atât, o să primiți pe mail atât înregistrarea, cât și prezentarea pe care o să vedeți astăzi. De data aceasta am decis, după cum ați văzut și în evenimentul de pe Facebook, să încercăm să împărțim prezentarea în două. Astăzi vom ține noi o prezentare despre cum să promovăm partea de fundraising dintr-un microsite dedicat, iar mâine colegii de la Asociația Tex vor vorbi despre instrumentele digitale pe care le puteți accesa prin programul Tex-ul. O să încep eu așa cu un mic disclaimer că, din păcate, eu astăzi sunt așa în varianta remote și sunt într-o zonă care sper să nu creeze mari probleme, dar dacă am auzit așa prea mult zgomot de fundal, îmi cer scuze de pe acum. Doar un pic despre noi. Noi suntem Asociația Envision și proiectul pentru care suntem cel mai cunoscut, să spunem așa, este proiectul Galanton. Din fericire de câțiva ani, deja nu mai suntem băieții de la Galanton, pentru că o bună perioadă am fost în varianta masculină. De data asta mai avem un pic și echilibrăm așa echipa și să avem un mix egal de băieți și fete. Alexandra, dacă ați avut legătură cu noi, probabil ați vorbit cu ea, este contactul cu care discutați cel mai des în privința platformei. Ruxandra este colega noastră care se ocupă de tot ce înseamnă partea de social media. Eu sunt Gabi. În chat o să fie prezent Andrei, care o să vă răspundă la întrebări. Și mai e undeva printre participanți și Laszlo, colegul nostru. O să facem și o mică introducere așa un pic despre Galanton. Cei care au fost la webinarul trecut cumva au mai văzut slide-urile astea, dar doar pentru cei care poate n-au participat. Ăsta este un citat de la Seth Godin, care cumva credem că ar trebui să fie, să zicem așa, o mantră pentru noi care lucrăm în zona asta a industriei binelui și care se potrivește și foarte bine cu platforma noastră, cu Galanton, și anume acela de a ne transforma ușor donatorii în fundraiseri, în ambasadorii noștri, și în felul ăsta să putem ajunge la un număr mai mare de persoane, atât cu mesajul nostru, cât și cu apelurile de fundraising. Astăzi noi o să discutăm în special despre zona de dezvoltare a unui microsite pentru a promova această variantă de fundraising de peer-to-peer și cam ce ar trebui să conțină ea și cum o putem să o construim. O să facem doar o scurtă introducere, așa să zicem, teoretică, după care o să trecem într-o zonă, sperăm noi, cât mai practică și utilă, în care o să vă arătăm câteva exemple de astfel de microsite-uri de la organizații atât din țară, din România, cât și câteva exemple de la organizații mai mari din afară, care sunt o variantă mai complexă, dar care cred că ne poate inspira să dezvoltăm o zonă cât mai faină în site-ul nostru pentru a atrage cât mai mulți oameni care să aibă astfel de inițiative de fundraising peer-to-peer. Dar, pentru cei care sunt poate la început și care nu au auzit de acest termen, avem noroc cumva acum de zona aceasta de Facebook, care cumva ne-a învățat atât pe noi care poate lucrăm în zona asta de ONG și filantropie, cât și pentru publicul larg, să spunem, ce înseamnă să ai o pagină de fundraising prin care tu să încerci să convingi cei din cercul social, prieteni apropiați, rude, colegi și așa mai departe, să doneze pentru o cauză pe care tu dorești să o susții. Și modelul acesta de fundraising, care nu e un apel pentru formularul de pe site, ci folosim cumva acești ambasadori voluntari, se numește, așa, tehnic vorbind, peer-to-peer. Galanton este o platformă de fundraising în acest mod de fundraising, în peer-to-peer. Ea este dedicată ONG-urilor din România. Fiecare ONG are cumva un microsite pe platformă, iar apoi pe acel microsite, fie organizația, fie fundraiser, își poate crea pagini pentru diverse provocări, iar pe aceste pagini, donatorii sau, mă rog, cunoscuții, oamenii din cercul lui social pot dona folosind instrumente.
Cred că a ieșit. Se vede acum din nou prin screen-ul? Da. Da, scuze, încerc să-mi pregătesc și telefonul dacă va mai pică vreodată. Spuneam că pe Galantom, cumva, principalele provocări prin care oamenii pot strânge fonduri sunt evenimentele sportive. Astea au fost primele provocări care au fost pe platformă. Mai nou sunt provocări legate de zile speciale din viața fiecăruia, fie că discutăm de zile de naștere, nuntă, botez. Recent am lansat și zona aceasta de obiceiuri prin care oamenii își pot dedica cumva adoptarea sau renunțarea la un obicei într-o cauză în care cred ei, împărtășirea de pasiuni și cumva ele sunt doar niște exemple și am tot avut diverse provocări mai inedite și inițiative propuse fie din partea organizațiilor, fie din partea funderilor, fie că a fost Treasure Hunt, Board Games și tot felul de idei. Bun. Și acum, cumva, după scurta asta introducere, începem să discutăm un pic despre tema acestui webinar, despre acest microsite prin care organizația să-și promoveze zona aceasta de peer-to-peer. Ea, cumva, este o zonă în care organizația încearcă să atragă cunoscuți voluntari și traficul de pe site și să le explice cum se pot implica dincolo de modalitățile pe care le vedem de obicei pe site-ul unei organizații, unde avem de obicei, nu știu, donații, voluntariat, sponsorizări. Iar ar veni ca o a treia metodă prin care oamenii se pot implica și prin care pot susține organizația dumneavoastră. În această secțiune, cumva adunăm toate materialele despre această metodă de implicare. Ea poate fi fie o secțiune în site-ul propriu, o pagină sau o secțiune mai mare, fie un microsite dedicat pentru acest lucru, ceva de genul team.ong.ro. Motivul pentru care e important sau ajută să facem o astfel de zonă este pentru că oferim oamenilor o nouă modalitate prin care ei se pot implica. Cum spuneam, pe lângă cele clasice pe care le vedem de obicei pe site, avem donații, sponsorizare, voluntariat, avem și această zonă de fundraising pentru cei care vor să facă o acțiune mai amplă decât o simplă donație. În această zonă, ideea este de a aduna materialele de care au acești oameni nevoie în mod curent și de a le centraliza acolo și de a le oferi într-un mod facil și avea cât mai multe materiale dezvoltate acolo pe care ele sunt folosite în mod consecvent. Odată dezvoltate, le putem folosi la mai multe inițiative de fundraising și este și o sursă de inspirație. Oamenii pot să vadă într-o astfel de secțiune și poate metode la care nu s-ar fi gândit, nu știu, de la a renunța la mașină 30 de zile, a renunța la zahăr sau aș dori o anumită pasiune sau o anumită expertiză. Iar un alt lucru important este că prin această secțiune tu poți să împărtășești diverse povești și exemple de oameni care au făcut lucrul ăsta și în felul ăsta ușor poți construi o adevărată echipă și o comunitate de oameni care te susțin în mod consecvent, să spunem. Pe această secțiune sau pe acest microsite, cumva sunt câteva elemente care noi le recomandăm să fie incluse. Prima este, bineînțeles, o zonă, un conținut de motivație. De ce ar face cineva așa ceva? De ce așa ar dori ziua de naștere pentru cauza voastră? Modalitățile prin care se pot implica pentru fundraising peer-to-peer și aici discutăm de acele inițiative pe care le poate avea fundraiserul. Ziua de naștere, alergarea sau participarea la un eveniment sportiv. O a treia zonă de conținut sunt testimoniale de la alți fundraiseri, sfaturi și diverse materiale de comunicare. Aici pot fi, de exemplu, e-mail-uri pe care voi le puteți oferi ca modele pe care fundraiserii să le trimită către colegi, e-mail-uri către prieteni, sau texte de mulțumire pe care ei să le transmită donatorilor,
sau diverse materiale pe care o să le primiți ca și cerință din partea fundraiserilor. Și bineînțeles un formular de înscriere. Pentru a construi microsite-ul ăsta, cumva sunt mai multe variante, depinde de efortul și resursele pe care le aveți la dispoziție. În prima fază, cel mai simplu este să pur și simplu să adăugați în site-ul propriu o pagină dedicată pentru acest lucru sau mai multe pagini. Dacă aveți resurse și timp, puteți să dezvoltați, cum spuneam, un microsite separat pe un subdomeniu, folosind o soluție de CMS, adică CMS fiind Content Management System. Aici WordPress este poate o soluție pe care aveți mai multă experiență. Dacă nu puteți folosi Google Sites, e o variantă prin care puteți vă construiți un microsite fără a avea niciun fel de cunoștințe de programare sau ceva de genul ăsta. Iar pentru partea de formular de înscriere, aveți varianta simplă în care pentru anumite inițiative de genul ziua ta sau sportiv puteți să folosiți direct microsite-ul Galantom și o să vă arătăm niște exemple imediat. Sau puteți folosi fie un plugin de WordPress, dacă e un site de WordPress, puteți folosi un Google Form prin care oamenii se pot înscrie sau aplicații dedicate pentru generare de formulare. Aveți aici două exemple, Typeform și Tripeto, care ambele au și o variantă gratuită pentru a vă crea un formular. Dar cumva poate zona asta părea un pic mai abstractă și de asta am zis să trecem destul de repede prin ea și să vă arătăm imediat niște exemple de la câteva microsite-uri de la organizații din România pentru a vedea exact ce înseamnă asta. În prezentare o să aveți și link-urile către toate, dar cumva ce o să facem este că acum o să trecem chiar prin microsite-urile și o să vă putem povesti mai exact. Primul exemplu sunt cei de la Asociația Magic, care și-au dezvoltat o zonă chiar în pagina de cum te poți implica. Au detaliat un pic despre zona aceasta de peer-to-peer. Adică în pagina prin care de obicei avem posibilitatea asta de a dona folosind cardul sau prin transfer bancar sau de binecunoscutul 3,5 mai nou de redirecționare din impozitul pe venit, avem și aceste modalități de implicare prin fundraising peer-to-peer. O variantă fiind aceasta de a-ți dărui darul de la nuntă sau a fi fundraiser. Asta este, sau ați dărui ziua de naștere. Asta e metoda prin care puteți să încurajați oamenii care ajung la voi pe site și intră în pagina aceasta de cum poți ajuta. Varianta cea mai simplă, în care puteți adăuga o simplă secțiune în care spuneți, uite, dacă vine ziua ta de naștere, poți să-ți dărui ziua de naștere pentru noi. Iar ce au făcut ei este că au pus link către platforma noastră, către secțiunea lor de pe platforma Galantom și aici cumva oamenii pot să citească, pot să vadă proiectele și pot să afle mai multe despre cum să-și facă o pagină pe Galantom. De asta este din nou varianta cea mai simplă în care poți promova zona aceasta de a te implica făcând fundraising peer-to-peer. Din nou, un alt exemplu este de la Social Incubator, care cumva la fel au creat în zona aceasta de cum poți să te implici o pagină, o secțiune în care specifică și această modalitate. Ei au detaliat inclusiv zona aceasta de a participa la evenimente sportive. Ce aș menționa că la zona aceasta, la Social Incubator, au făcut un pic mai bine și ce v-aș recomanda este că, cum spuneam, pe Galantom există niște microsite-uri prin care oamenii își pot crea singur pagina și dacă intrați pe ziua ta.galantom.ro, ei cumva au făcut link aici, dar o să vă arăt imediat la cei de la Salvați Copiii, unde ei au pus direct link-ul către proiectul lor și în felul ăsta oamenii ajung direct în pagina în care își pot crea
pagina pentru proiectul respectiv. În fel, în varianta actuală, punând linkul așa, e un pas intermediar și oamenii s-ar putea să nu finalizeze crearea de pagină sau să se piardă undeva pe drum. Dar pentru un prim pas e foarte bine că există cel puțin detaliat pe site-ul organizației opțiunea asta de a-ți dărui ziua de naștere sau de a participa la un eveniment sportiv. O variantă un pic mai îmbunătățită, să spunem, acestei variante este această, să zicem așa, integrare pe care au făcut-o cei de la Salvați Copiii România, în care ei chiar au ales o variantă mai targetată, să spunem. Au detaliat această zonă de a-ți dona ziua de naștere și au făcut o pagină dedicată pentru acest lucru, în care au și un vizual dedicat pentru acest lucru. Povestesc aici, au un soi de motivație de ce să faci lucrul ăsta, cum poți face asta și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi. Mai jos au chiar și un testimonial video al unei persoane care și-a dăruit ziua de naștere. Iar un alt lucru foarte fain, spun eu, pentru astfel de zonă de pe site-ul organizației, este că au și o mică detaliere a impactului pe care l-ar putea avea sumele strânse de cel care își donează ziua de naștere, lucru care ajută foarte mult, pentru că o situație pe care o întâlnim destul de des este aceea în care unele persoane nu cred că cei 500 de lei pe care i-ar strânge de ziua lor sau 1000 de lei ar putea să aibă un impact. Și dând astfel de exemple, cred că ajută foarte mult să convingi pe cineva că chiar și 250 de lei, credem că are un impact și sunt foarte bineveniți. Iar un alt lucru pe care ei l-au făcut foarte bine, cum ziceam, noi recomandăm ca linkul să fie direct către pagina de a-ți crea evenimentul. Ei au ales o variantă puțin diferită. Ei au ales varianta în care linkul este către un search pe numele organizației, astfel încât cel care intră vede proiectele care sunt în momentul de față active pentru Salvați Copiii. Și în momentul în care că vrea să susțină proiectul Educație pentru toți copiii, trece mai departe în pasul de să-și creeze pagina. Un alt exemplu, cumva, despre, să zicem așa, o integrare simplă pe site-ul organizației, dar cumva tot așa targetat, este a celor de la Zi de Bine, care nu au neapărat o secțiune pe site, dar au, de exemplu, în zona de header, un buton foarte vizibil și foarte... în primul ecran, în meniul principal, de a-ți dona ziua de naștere, care la fel merge către o selecție pe proiectele după numele organizației din microsite-ul de dăruiește ziua ta, și la fel mai sunt link-uri în diverse puncte prin site, în care la fel, dacă dai click, te duce direct în microsite-ul de pe Galantom, unde îți poți crea pagina. În felul ăsta, cumva nu necesită din partea voastră ca și organizație niciun efort cumva de programare sau de a integra cine știe ce aplicație, este doar de a adăuga un link și un mic text prin care să încurajați pe pagina de implică-te cei care ajung acolo să-și doneze ziua de naștere. Cumva, trecând așa un pic la un nivel mai... sau o zonă mai dedicată pentru zona aceasta de peer-to-peer. Avem exemplul celor de la Ajungem Mari, unde deja discutăm de o secțiune dedicată de a fi fundraiser de Galantom. Ea se găsește aici, în meniul de implică-te. Avem cele clasice, cum ziceam, donează, redirecționează 20% pentru companii, pentru sponsorizări, și avem și acest devin o fundraiser de Galantom. Cum ziceam, aici avem odată partea aceasta de motivație, de ce să faci asta și cam care sunt pașii. Ei au ales varianta în care formularul acesta este făcut pe un Google Form, în care oamenii completează intenția de a-și crea o pagină, după care cei de la Ajunge Mari contactează persoana respectivă și îl ajută să-și creeze pagina.
Dar iarăși un lucru foarte fain pe care el a inclus pe pagina aceasta este că le oferă oamenilor care sunt interesați de zona aceasta de implicare niște exemple ce pot face, pot să rezolvi ziua de naștere, pot să particip la evenimente sportive, evenimente sportive de acasă, cu să alergi, nu știu, 5 km în fiecare zi sau 10 km, să sari coarda, să-ți dăruiești talentul, pasiunea. Cei de la Ajunge Mari chiar sunt un exemplu foarte fain, că ei au tot organizat de-a lungul timpului diverse evenimente inedite de Catan, karaoke, escape room. Începând de anul trecut, noi am mai promovat inclusiv inițiativa asta de a-ți dărui darurile pe care le primești de Moș Crăciun, fie că sunt, nu știu, acele Secret Santa la birou sau, nu știu, daruri chiar și de la cei dragi. Proiectele pe care le poți susține prin inițiativa ta de fundraising și mecanismul, ce se întâmplă cu donațiile, cum se întâmplă ele, cum ajung banii la ce le ajunge mai. O altă variantă de secțiune, să zic așa, dezvoltată în site-ul propriu este cel de la Autism Voice. Aici cumva lucrurile sunt un pic mai simplificate, dar ce e fain este că cumva încurajează niște direcții foarte simple și targetate, să spunem așa, și anume cele de a-ți dărui ziua de naștere, a-ți dărui talentul sau pasiunea, sau la evenimente sportive. Și pentru fiecare dintre ele, cumva, există o mică explicație ce înseamnă să-ți dăruiești ziua de naștere, ce înseamnă să-ți dăruiești pasiunea, și există un buton cu detalii pentru fiecare secțiune. Iar pentru zona de evenimente sportive, cumva, au pus link-ul către Galantom, în care se pot vedea detalii despre evenimentele de fundraising unde te poți implica pentru acest proiect, pentru voce. Pentru dorim o voce copiilor cu autism. O altă secțiune este a celor de la Asociația de Poveste. Aici e o zonă cumva, tot o pagină dedicată pe site-ul organizației, dar e una în care e doar la fel ca cele de până acum, în care avem o scurtă motivație, ce fel de evenimente pot face cei care doresc să strângă fonduri. La fel, Dorește Ziua Ta este credem noi, unul dintre cele mai simple mecanisme pe care vă recomandăm să le promovați către fundraising, care vor să strângă fonduri pentru voi, pentru că este o, cred că, cel mai simplu de explicat și cel mai simplu de strâns fonduri, mai ales pentru cineva care se află la o primă încercare. Ei mai promovează și aceste inițiative personale, să spunem, sportive, de a pedala o anumită distanță mai lungă pe bicicletă, drumeții, donează-ți talentul. Ce a spune la această secțiune este că pentru ziua ta au făcut la fel cum au făcut și celelalte până acum, respectiv au pus link-ul direct către microsite-ul de Galantom, ca cei care vor să-și creeze, să o poată face ușor. Pentru celelalte, în schimb, există un link către un formular de contact. Recomandarea noastră ar fi ca totuși pentru celelalte, adică pentru Dorește Talentul sau pentru alte modalități de fundraising, unde nu avem, din păcate, noi încă un microsite pe Galantom, să încercați să construiți un formular dedicat în care să puteți cere niște detalii mai specifice, gen suma pe care doresc să o strângă, poate poza pe care o doresc să o pună pe pagină, ca în felul ăsta să vă ușurați munca cât mai mult, să primiți informația de care aveți nevoie să creați pagina direct din formular și pentru a fi mai ușor și pentru fundraiser, să nu fie prea mult ping-pong de e-mail-uri înainte înapoi până reușiți să îi creați pagina. Un alt microsite este la cei de la copii în dificultate.
La fel, ei au ales să creeze o pagină dedicată pentru zona aceasta de implicare peer-to-peer, dar cumva găsim aceleși elemente pe care le-am găsit și pe celelalte site-uri până acum, respectiv această motivație care este cumva cu promovarea Moș Crăciun Galantom. Găsim și celelalte variante de implicare cu Dorește ziua ta, unde la fel avem link-ul direct către microsite-ul nostru și oamenii își pot crea singur pagina de acolo. Avem zona aceasta de a-ți dărui talentul și pasiunea, unde la fel ei văd că nu au ajuns încă să pună link, dar cumva, dacă cumva acum dezvoltați zona aceasta, să știți că avem deja un microsite și pentru tipul acesta de pagini de fundraising, îl găsiți pe obicei.galanton.ro. Acolo cumva sunt, la fel ca și la ziua ta, listate proiectele și puteți pune link ca oamenii să-și creeze singur paginile. Pentru altfel de provocări sau pentru pasiune, la fel, ei au pus link către o adresă de e-mail sau un număr de telefon. Număr de telefon uneori ajută să apară dacă doriți să-l publicați pe astfel de pagini, pentru că sunt destule persoane care preferă să discute la început cu o persoană la telefon ca să înțeleagă un pic care sunt pașii, ce urmează să se întâmple. Uneori mai au întrebări, nu știu, fie de natură așa practică, cum o să funcționeze pagina respectivă, alteori sunt întrebări de natură așa un pic de încurajare, dacă sunt la prima încercare, de genul cât bani pot să strâng, ce se întâmplă dacă nu strâng toți banii pe care mi-i propun să-i strâng, cât de repede donează oamenii, la câte donații să mă aștept și așa mai departe. Dar la fel și aici, recomandarea noastră ar fi totuși să existe un formular de înscriere, pentru că e mult mai ușor să dai click să completezi un formular decât dacă eu dau click și mi se deschide clientul de e-mail să introduc un e-mail. Deja e o chestie care mă pune într-o postură să mă gândesc oare ce titlu de subiect să scriu, oare ce să scriu, care sunt conținutul e-mailului, ce să povestesc, ce să zic că vreau să fac și așa mai departe. Pe când dacă e un formular, puteți să-l ajutați punând întrebări simple, așa, care să-l direcționeze și să-l facă să înțeleagă ce informații aveți nevoie pentru a-i crea pagina și să le aveți pe toate ca să puteți să creați pagina cât mai ușor. Aici avem exemplu paginii care la fel e creată de cei de la Fundația Rafael, unde ei au ales o variantă în care au dorit să se nișeze, să zic așa, pe zona de provocări sportive pentru a face fundraising. Și sunt zona, aici cumva să zicem că știu un pic și inițiativa lor, este mai degrabă axată nu neapărat pe un eveniment anume, ci pe, chiar și pe evenimente așa informale, de genul alerg în fiecare săptămână X kilometri sau pedalez X kilometri și cumva să folosești acest efort fizic sportiv pe care tu îl faci să convingi oameni din jurul tău să doneze. Și pe lângă motivația aceasta de ce să fii alergător fundraiser, la fel, avem acești pași care să-i spună omului ce trebuie să facă. Să completezi formularul de mai jos, alegi în scop caritabil și ai cele două variante. Și un alt lucru, iarăși foarte fain, și pe care noi îl recomandăm multor organizații, dincolo de acest microsite, comunitatea de oameni care fac fundraising pentru voi, credem că se va închega mult mai bine și veți reuși să țineți oamenii aceștia aproape de voi, în condițiile în care reușiți și se potrivește proiectului să-i aduce să vedeți, să vadă impactul banilor pe care îi strâng. Asta înseamnă că după ce au inițiativa de fundraising, poate, nu știu, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, o dată pe lună, faceți niște întâlniri în care invitați pe toți cei care au ales să strângă fonduri pentru voi, să vină să vadă impactul proiectelor pentru care au strâns fonduri. Și aici
depinde un pic de proiect, dar cumva am avut exemple, nu știu, echipamente din spital, unele echipamente care nu sunt atât de, nu știu să zic, glamorous. Am avut o organizație care a strâns bani să cumpere o mașină de spălat specială pentru scutece ai copiilor care stau în secții de terapie intensivă în spital. Și cumva au chemat la un moment dat fundraiserii și le-au arătat, uite, aici e mașina de spălat. Și chiar dacă sună așa foarte, nu știu, trivial sau vine omul să vadă mașina de spălat, am avut feedback-ul unei persoane care a participat exact la această întâlnire în care a venit și a văzut mașina de spălat, dar bineînțeles că n-a văzut doar mașina de spălat, a văzut și secția de terapie intensivă, a văzut și pacienții care beneficiau de acea mașină de spălat. Și cumva îți dă o motivație foarte puternică să mai faci lucruri pentru acea organizație. Poate anul ăsta ți-ai dărâși ziua de naștere, la anul poate alegi la un eveniment sportiv, peste 2 ani faci un workshop la care accesul se face pe bază de donații. Odată ce ai văzut și ai avut contact fizic cu impactul pe care îl are acel proiect, altfel cumva ești impulsionat să mai strângi fonduri pentru acea organizație, altfel poți să discuți cu oricine din jurul tău, fie că sunt colegi, familie, prieteni, și să-i spui cu mâna pe inimă că da, acolo chiar lucrurile se întâmplă, am văzut, am fost, nu e că am văzut doar așa o poză pe Facebook, știu că lucrurile chiar se întâmplă. Știu că sunt unele proiecte unde e destul de dificil să faci astfel de lucruri, dar credem că în zona asta de fundraising peer-to-peer ajută foarte mult să creezi experiențe pentru acești oameni și chiar m-am bucurat că am văzut inclusiv pe zona aceasta de microsite că cei de la Fundația Rafael au inclus acest lucru, cumva invitația aceasta către fundraiser să vină să vadă impactul pe care ei l-au prin fondurile pe care le strâng. Iar cum ziceam, cei de la Fundația Rafael chiar au acest formular pe care noi îl recomandăm. Ajută foarte mult. E mult mai simplu să intru aici și să scriu, ok, nume Solomon Gabriel, e-mail, telefon, vârsta, oraș, câți kilometri vreau să alegi, să dau trimite, decât să dau click pe un e-mail, oare ce să scriu la subiect, oare ce să scriu aici că vreau să fac. E mult mai simplu să completez, sunt șanse mult mai mari ca eu să completez formularul ăsta decât să scriu un e-mail. Un alt exemplu este cel de la Team Pope. Aici pe site e o zonă mai simplificată, aș zice, dar în momentul în care se implică la un eveniment, ei dezvoltă un PDF, să spunem așa, o prezentare în care cumva conțin mult mai multe informații aplicate de genul dacă vrei să alegi la semi-maraton București în Team Pope, au un PDF în care îți spun toate detaliile, cum să te înscrii, ce beneficii ai, că dacă strângi o anumită sumă, nu știu, poate primești un tricou sau lucruri de genul ăsta. Dar cumva aici pe site au o secțiune mai simplificată. Cu toate astea, cumva avem această zonă de motivație pe care am văzut-o și până acum. Un formular mai simplificat în care doar nume, e-mail și ce sport. Dar, pentru început, chiar și o secțiune de genul ăsta credem că ajută foarte mult și poate fi o sursă prin care oamenii să ajungă la voi și de acolo voi să-i ușor te convine să scrieți o pagină de fundraiser. La fel, varianta de la cei de la Special Olympics, în care la fel au pe lângă zonele aceasta de donează, fi sponsor, fi voluntar, avem și această zonă de să fii fundraiser, unde ei cumva dezvoltă apoi și niște subpagini, să le spunem așa, dedicate pentru anumite evenimente, de genul pentru Maratonul București, care e un eveniment important, să spunem așa, în care e mai nișat și cu lucruri mult mai specifice pentru acel eveniment. De ce să alegi pentru Special Olympics, care sunt proiectul și impactul pentru care tu vei strânge fonduri, care sunt pașii, alege cursa, strânge,
și aleargă pentru Special Olympics. Și cumva mai multe detalii exact pentru acest eveniment. Asta este o altă variantă în care pentru anumite evenimente majore sau pentru anumite direcții de genul, nu știu, dăruiește ziua ta sau pentru un eveniment sportiv important, există și varianta asta în care puteți dezvolta cumva secțiuni dedicate, astfel încât în momentul în care promovați și încercați să încurajați oamenii să participe pentru voi la un anumit eveniment sau să-ți dorească ziua de naștere, aveți varianta asta în care aveți un link în care sunt informații specific targetate și cumva e mult mai ușor pentru cei care intră aici să înțeleagă ce au de făcut. Informațiile sunt foarte relevante pentru ei, că e doar despre Maratonul București și exact cu pașii pentru acest eveniment și cum își pot crea pagina și ce trebuie să facă mai departe. Cam astea au fost, să zic așa, variantele de bază, să spunem așa, cum puteți să integrați pe site-ul propriu zona aceasta de a promova implicarea prin fundraising voluntar peer-to-peer. În România nu sunt foarte multe organizații care și-au dezvoltat zona aceasta la fel de mult ca cei de la Hospice Casa Speranței. Ei sunt și printre, să zic, cred, primele organizații care au reușit să dezvolte un astfel de mecanism din România și lucrul ăsta se vede și prin faptul că la evenimente sportive, poate ați văzut că reușesc să atrag un număr destul de important de alergători, dar asta și pentru că am o tradiție și un istoric. Și având cumva, să zicem, startul ăsta destul de mai devreme decât multe organizații, ei au ajuns în momentul de față la varianta în care deja au un microsite pentru tot ce înseamnă zona aceasta de fundraising peer-to-peer. Au acest microsite care este pe timp.hospice.ro. Aici promovează, bineînțeles, ce evenimente sunt importante și unde oamenii pot să se înscrie și să participe în momentul de față, care chiar de curând, cred că acum câteva zile, au dat drumul la înscriere pentru Aleargă tu pentru ei, care este un eveniment sportiv dedicat Hospice și unde oamenii pot alege să facă și fundraising. Pe acest microsite avem întâi zona aceasta în care încearcă să explice ce este Team Hospice și cine poate face parte din comunitatea Team Hospice. Ce poți face prin cumva accent mai mult pe zona aceasta sportivă, că discutăm de evenimente de alergare, not, ciclism sau orice fel de cursă din aceasta mai inedită. Un alt lucru, iarăși, foarte fain pe care nu l-am întâlnit până acum, este această zonă de exemple în care la fiecare, sau mă rog, pe anumite zone, pe zona de alergare, dau exemplu lui Robert Hajnal, care cred că Hajnal se pronunță, care a alergat 12 ore, acum nu trebuie să alerge toată lumea 12 ore, dar cumva cred că o zonă de genul ăsta în care avem exemple cu nume și prenume al unor oameni care au făcut fundraising pentru Hospice, e mult mai de impact și poate avea un efect de convingere mult mai puternic decât doar zona aceasta de mai sus în care dăm exemple, ok, poți să alegi, poți să nozi, poți să mergi cu bicicleta. Aici avem cumva exemple concrete cum s-au implicat alți oameni, alți ambasadori din Team Hospice până acum. Avem această zonă de motivație, care în cazul lor este deja mult mai detaliată, să spunem așa, în care fac și un pic de istorie, așa, ce a însemnat Team Hospice în trecut, ce înseamnă să faci parte din Team Hospice. Și bineînțeles, zona aceasta de poze de la evenimente unde oamenii au strâns fonduri până acum pentru ei. Și la final avem această zonă de cum te poți alătura Team Hospice. La fel, ei au o dată varianta asta în care poți să scrii un e-mail, care în lipsă de altceva e utilă, dar cumva credem că
e mai na, are șanse mai mari să ducă pe cineva să finalizeze procesul ăsta de înscriere dacă există un formular, fie direct pe microsite-ul Galantom dacă e pentru ziua ta sau obicei sau sportiv, fie măcar un formular pe un Google Form sau ceva similar. Vă ziceam la început că pe o zonă aceasta de microsite puteți să dezvoltați și alte instrumente sau alte zone de conținut. În cazul celor de la Fuspis, pe zona asta au dezvoltat pagina aceasta de ghid de fundraising, în care ei încearcă să ofere fundraiserilor cumva mici sfaturi cum să scriezi o pagină și cum să ți-o promovezi astfel încât să reușești să strângi fondurile pe care tu ți le-ai propus. Și sunt, na, puteți intra și să citiți toate sfaturile de aici. Puteți să găsiți și pe site-uri de prin afară tot felul de modele și sfaturi și exemple de unde să vă inspirați. Și zona aceasta poate fi și o zonă în care să o construiți de-a lungul timpului, adică să puteți să o tot completați, poate mai aveți feedback din rândul participanților și o mai puteți completa. Un alt lucru important, iarăși, care apare cumva aici și nu am regăsit-o până acum pe zonele de pe site-urile de dinainte, este această zonă de calendar de evenimente. Odată intrat aici, ei cumva exemplifică care sunt evenimentele care sunt în momentul de față active și unde oamenii pot participa și pot să-și creeze o pagină pentru Hospice și pentru Team Hospice. În momentul de față avem aceste 4 evenimente în care cumva cei care doresc pot să-și facă pagină. Iar dacă intrăm pe oricare dintre ele, la fel cum am văzut la cei de la Special Olympics, avem cumva pagini dedicate special pentru acel eveniment, în care avem și link-uri, na, aici găsim link-urile dedicate de înscriere pentru individual și pentru ștafetă, data limită de înscriere, la ce curse sunt și cumva care sunt taxele și informații mult mai specifice doar pentru acest eveniment. Ce aș menționa aici legat de zona aceasta de calendar este că ea este extrem de utilă, însă este o zonă care expiră, să spunem așa. Adică e o zonă care necesită, din punctul meu de vedere, un efort constant pentru a o menține actualizată. Și dacă nu avem în momentul de față resursele sau timpul necesar pentru a menține un astfel de calendar actualizat, recomandarea mea ar fi să nu adăugați. Pentru că cred că e destul de neplăcut dacă am intrat pe un astfel de microsite, am intrat la calendar și am vedea aici Cross-ul Hospice 2020 sau 2019 sau mai știu, date care nu sunt actuale. Dacă nu avem resursele sau dacă la un moment dat, nu știu, nu mai avem resursele, cel mai simplu este să, pur și simplu, să ascundem pagina decât să apară informații care nu reușim să le menținem actualizate. Cumva astea au fost exemplele din România. Acum o să trecem cumva la câteva exemple de site-uri din afară. Ele sunt în special din UK, pentru că modelul acesta de fundraising peer-to-peer este și un model foarte răspândit în UK și el este, să zicem așa, patria mamă a acestui model de fundraising. Ele sunt și de la și organizații foarte mari și foarte importante și spun asta în ideea în care să nu vă simțiți că, nu știu, trebuie să ajungeți chiar la nivelul acela mâine. Ei cu siguranță au ajuns probabil la nivelul la care sunt acum după mai mulți ani și după mai multe după mai multe iterații asupra site-ului. Unul dintre exemplele care mi-am place foarte mult și pe care l-am dat ca exemplu și la alte traininguri este cel al celor de la The British Red Cross. Ei, la fel ca și pe site-urile pe care le-am văzut până acum, au în zona aceasta de Get Involved, implică-te cum ar fi în română, zona de Fundraising and Events. Iar aici ce au este cumva asemănător cum am văzut și pe microsite-urile de până acum,
au cumva anumite categorii de, de pagini sau, mă rog, de inițiative de fundraising pe care oamenii le pot avea, structurate pe niște categorii. Zona aceasta de Game On și Be Your Best sunt niște zone mai speciale care au legătură cu Comitetul Olimpic Team GB, care le-aș ignora. Ce cumva sunt relevante poate pentru noi sunt zona aceasta de challenges, care implică orice provocare sportivă și o să intrăm imediat să vedem cam ce găsim pe acolo. Zona aceasta de virtual fundraising, care este mai degrabă de zona de, nu știu, ești cântăreț și faci un streaming video și cei care intră pe stream pot să, să doneze. Începe să devină foarte popular zona de streaming video pentru tutoriale de gaming, unde la fel oamenii pot să, cei care intră și cred că au obținut un, un beneficiu urmărind un gamer pro jucând, pot dona pentru cauzele astea de gamer. Au acest model de fundraising care este destul de popular în UK, de a ține un soi de ceai, întâlnire la un ceai într-un mod caritabil, adică îți inviți prietenii la tine acasă și în loc să mergeți la o ceainărie, serviți un ceai la unul dintre voi acasă și în loc să fii plătit acel ceai la o ceainărie, fiecare donează pe pagina de fundraising și aici cumva, mă rog, sunt mai multe iterații pe zona de okay, ceai, cafea, breakfast și așa mai departe, giving celebration, care cumva pe zona de tot ce înseamnă, nu știu, zi de naștere, nuntă, aniversare, lucruri de genul ăsta. Leisure events cumva sunt petreceri caritabile, adică în loc să ieșim în club, facem o mică petrecere la noi acasă sau așa o ieșire, în loc de o ieșire undeva la o terasă, ne vedem la cineva acasă și în felul ăsta strângem fonduri pentru o cauză în care credem. Zona de, la fel, în loc să ieșim la restaurant, ne invităm prieteni acasă, facem așa o masă comunitară între prieteni și banii pe care i-am fi dat pe o notă la, la restaurant îi putem dona pe pagina celui care a gătit, inițiat cumva zona asta. Iar apoi, dacă intrăm pe oricare dintre categoriile astea de implicare, la fiecare cumva ei au dezvoltat o zonă de conținut cumva specifică. Cumva, ok, de ce să faci o petrecere la tine acasă pentru a susține o cauză? Au și niște exemple de rețete pe care să le gătești. Și vis-a-vis de zona de conținut, iarăși ei cumva au mers mult mai departe, să spunem. Au, de exemplu, niște vizualuri dedicate, au un poster pe care tu ți-l poți descărca, chiar îl poți edita ca să-ți faci cumva o invitație către prieteni. Sau dacă faci un fel de târg de prăjituri la birou, să poți să folosești materialele astea să, să-ți promovezi inițiativa. Au acest Foodie Fest, un ghid, care la fel cu sfaturi cum să, cum să faci astfel de inițiative. Și dacă intrăm în zona aceasta de, de evenimente sportive, aici vedem acea zonă de calendar de care am văzut-o la hospice. Dar na, aici e cumva mult mai extinsă, având deja foarte multe evenimente unde oamenii pot să, să facă fundraising pentru cei de la Red Cross. Și, bineînțeles, având atât de multe, au introdus chiar și zona aceasta de filtre în funcție de tip evenimentului, tipul evenimentului, data, dacă vrem un eveniment care să aibă loc next week, luna următoare, în următoarele 6 luni, în următorul an și chiar după, după locație, dacă vrem un eveniment în, în apropiere de noi. Și pe fiecare astfel de eveniment, dacă intrăm, la fel, avem cumva o zonă de conținut dedicată pentru acel eveniment. Dacă vrem să alergăm la Ultra K MK Challenge, cumva avem detalii despre eveniment, de ce să facem, cum ne creăm o pagină, ce primești dacă alergi la, la evenimentul ăsta pentru, pentru cei de la Red Cross. Okay. Cam așa, ăsta e un
o zonă cumva așa, un obiectiv înalt către care puteți să, să țintiți, dar cum ziceam, chiar dacă nu, adică nu vă gândiți că trebuie să dezvoltați mâine la fel zona aceasta extrem de elaborată, cred că putem să ne uităm la astfel de zone și în felul acesta să poate găsim, nu știu, anumite idei sau anumite moduri de a explica ce înseamnă să ai o pagină de fundraising la un eveniment sportiv, care să ne ajute să, să explicăm mai bine și pentru secțiunea de pe site-ul nostru. Un alt exemplu este pagina celor de la Macmillan, care este o altă organizație foarte mare din, din UK. Ei cumva au zona aceasta mult mai mult scoasă în față, să spunem așa, adică în meniul principal, pe lângă zona asta de info, online community, donate, au direct zona aceasta de fundraise. Dacă vrei să strângi fonduri pentru Macmillan, dai click și ajungi în zona aceasta. Și aici cumva găsim elemente pe care le-am tot văzut până acum. Există o listă de evenimente. Aici sunt evenimentele pe care ei au ales să le, să le scoată în față, dar avem view all events și aici la fel avem un calendar destul de extins cu evenimente unde poți să, să faci fundraising. Dacă dăm click pe care dintre ele, intrăm într-o zonă dedicată în care aflăm specific pentru evenimentul ăla ce înseamnă să ai o pagină, ce trebuie să faci, ce formular trebuie să completezi și așa mai departe. La fel ca la hospice, cumva au și această zonă în care încep să detalieze moduri sau care sunt inițiativele prin care oamenii pot să strângă fonduri pentru, pentru Macmillan. Au o dată ce înseamnă de inițiative sportive, să le numim așa, alergare, not, hiking, ciclism și cumva există mai multe moduri, să spunem așa, active, sportive să, să strângi, dar scot în, apoi și ideile cumva mai, nu știu să zic, creative sau mai puțin sportive, odată cele pe care cumva le-am văzut scoase în evidență și în celelalte microsite-uri până acum. Discutăm de zona asta de ocazii speciale din viața fiecăruia, zi de naștere, nunți, civil partnership, pentru zona de căsătorii mai puțin formale, să zicem, aniversări, diverse provocări. Aici, cumva, nu există limite, să spunem așa, fiecare poate să-și inventeze o provocare, nu știu, sal cu parașuta, dacă eu sunt o persoană care nu știu, am frică de înălțimi, pentru mine un sal cu parașuta e o provocare poate mai dificilă decât orice maraton. Provocări sportive și fizice, să spunem, nu știu, să ai 100 de genuflexiuni în fiecare zi, timp de o lună, nu știu. O zonă pe care cumva am avut-o prezentă și pe platforma Galantom începând de anul trecut și care sperăm poate să devină din ce în ce mai populară, aceasta de a strânge fonduri în memoria cuiva. În momentul în care cumva o persoană dragă încetează din viață, în loc să dăm bani pe flori și așa mai departe, banii respectiv îi donăm pe o pagină, iar pagina este pentru cauză care știm că persoana decedată cumva a apreciat-o sau pentru care poate chiar a strâns fonduri în timpul vieții și care credem că ar aprecia mai mult modul acesta de a-l comemora, să spunem, decât o coroană sau buchete de flori. Apoi avem și această zonă de motivație, de ce să faci partea aceasta de fundraising, de ce contează și cum ajung fondurile strânse. Un alt exemplu este cel de la Cancer Research UK, unde la fel este o zonă dedicată pe care au dezvoltat-o în zona aceasta de
de Get Involved. La fel, aici cumva ei au încercat să exemplifice ce poți face. Au odată zona aceasta de, cum vă ziceam, de fundraising virtual sau charity stream, în care tu poți să faci un stream online în care să fie să, nu știu, ești un artist și ai un soi de concert online, fie faci stream în timp ce tu înveți alții despre pasiunea ta sau despre talentul tău sau despre skill-ul tău, nu știu, faci stream explicând un webinar despre cum să creezi un website sau orice stream care crezi că alții l-ar aprecia ca și conținut. Și în schimbul acelui conținut și acele experiențe, cumva rogi toți cei care intră să se uite la acel stream să doneze. Avem zona aceasta de evenimente sportive și cumva zona aceasta de provocare sportivă mai aproape de mulți, anume de a merge o anumită distanță în fiecare zi, să mergi 10.000 de pași în fiecare zi pentru o lună. Și cumva provocarea asta să o folosești ca motor de comunicare și să încerci să convingi oamenii să doneze pentru cauză pe care tu ai ales-o. Și cumva lucrurile astea merg foarte fain în momentul în care persoana respectivă, fundraiserul, este poate o persoană care prietenii îl cunosc, nu știu, ia mașina până la magazinul din colț. Pentru el o astfel de provocare s-ar putea să fie foarte faină și prietenii s-ar putea să doneze doar în ideea de a face un set de pariu cu omul respectiv că nu se pasă să țină de provocarea asta până la final. Și la fel, iarăși pe microsite-ul ăsta au o zonă de materiale destul de bine dezvoltată, să spunem așa. Aici, mă rog, au această zonă de health and safety, care cred că este mai degrabă acum dezvoltată în contextul COVID, dar cred că aici la materials au tot felul de ghid. Cum să-ți planifici un eveniment dacă e vorba de o petrecere la tine acasă? Dacă e vorba de ceva sportiv, e un ghid special pentru cum să comunici și să-ți încurajezi prietenii să doneze în contextul în care tu participi la un eveniment. Promotion materials în care probabil sunt modele de flyer, poster, cum ziceam, coffee morning, adică să-ți inviți prietenii, un poster în care să-ți inviți prietenii să vină la tine, sau bake sale, fel de prăjituri. Inclusiv au o zonă de cum să comunici pe social media sau cu presa în care să-ți promovezi propria inițiativă. Avantajul, având o secțiune pe propriul site sau chiar un microsite dedicat, este că toate materialele astea le puteți gândi cumva mai generale, să spunem, nu specific pentru un anumit eveniment, și ele odată dezvoltate și postate aici, cumva ar trebui să fie un material care nu ar trebui să expire, care se tot adună acum. Poate anul ăsta avem timp să facem un ghid de fundraising general, peste câteva luni avem timp și dezvoltăm un ghid de fundraising special pentru evenimente sportive, peste, eu știu, alte 6 luni sau peste un anumit timp avem timp să dezvoltăm un ghid special pentru cei care își dăruiesc ziua de naștere și așa mai departe. Toate materialele astea, odată dezvoltate, dacă le gândim așa un pic mai general și nu aplicat pe un eveniment punctual, sunt lucruri care cumva ajută pe termen lung și oricând puteți să, când primiți o întrebare de la un fundraiser, ok, cum să-mi promovez, dacă aveți niște sfaturi, puteți să-l direcționați către site unde găsește o serie de materiale pe care le-ați dezvoltat de-a lungul timpului. Și un ultim exemplu sunt cei de la Charity Water. Ei la fel sunt o organizație care folosesc motorul ăsta de fundraising peer-to-peer foarte mult și ei folosesc în special zona de a-ți dărui ziua de naștere, dar în ultimii ani cumva au ales să diversifice, să zic așa, inițiativele de fundraising pe care le promovează și vedeți cumva deja de aici, din titlu, cumva încurajatul diverselor provocări, că Start a Book Club,
Give Up Your Christmas Gifts și așa mai departe. Exemplu, să zic, dacă cele de până acum au fost așa mult mai funcționale, să spun așa, mult mai tehnice și rigide, să zic așa, rigide. Na, cumva mai utilitare, să spunem așa. Aici e un microsite care e clar unul care s-a investit destul de mult ca și comunicare vizual și așa mai departe. El arată mult mai ca un soi de landing page în care oamenii cumva sunt convinși să facă pasul ăsta. Ei în zona asta este au dezvoltat-o ca și cum cineva intră prima oară aici, nu prea, poate nu știe exact ce are de făcut și cumva încearcă să le explice cât mai simplu și clar care sunt pașii pentru a-ți lansa o pagină de fundraising pentru cauza lor și explică, ok, pasul 1 este să vezi cumva impactul pe care îl vei avea și că tu poți să ajuți să schimbi un lucru, să crezi, spread the word. După pasul acesta 3 este cel care povesteam la Fundația Rafael, că e foarte important ca odată ce omul și-a dăruit ziua de naștere sau a alergat pentru voi la un eveniment sportiv, să poată să vadă care este impactul și, mă rog, ei au o metodă prin care oamenii pot să vadă exact care este fântâna pe care i-au ajutat să o înființeze, să spunem. Ce e foarte fain este zona aceasta pe care cumva am văzut-o și la Hospice, și anume pentru a da exemple ce poți să faci pentru a strânge fonduri pentru ei, nu au dat pur și simplu, ok, poți să-ți donezi ziua de naștere, poți să-ți donezi nunta, poți să faci un concert online caritabil și așa mai departe. Exemplele astea ei le-au dat prin oameni. Și la fiecare tip de fundraising, avem aici daruri de nuntă, concert online, zi de naștere, mă rog, e inițiativa aceasta internațională cu, cred că, Movember, a călătorit cu un rickshaw across India, sau iarăși zi de naștere, sunt exemple reale cu oameni care cumva umanizează foarte mult genul ăsta de fundraising și cred că ajută foarte mult să te convingă să faci și tu pasul ăsta, pentru că înțelegi că și alții au făcut lucrul ăsta și cu siguranță ai șanse și tu să poți să strângi fonduri pentru o cauză în care crezi prin aceste modalități. Și la fel ca peste tot, la final avem modul în care tu îți poți crea campania. Și din nou, chiar dacă nu aveți o variantă în care să ca omul să-și creeze singur o pagină, cum e la ziua ta pe Galantom, credem foarte important să ai un buton în care omul să poată să dea click și să completeze un formular sau să facă ceva mult mai clar și mai într-un flow mult mai intuitiv decât să dai click să trimiți un e-mail. Aici în prezentarea care s-o primit sunt link-urile către toate microsite-urile astea, sunt cele din România și cele internaționale. Și cumva astea au fost cele care am vrut noi să vi le arătăm. Cu siguranță dacă o să începeți în direcția asta și o să începeți să căutați, cu siguranță probabil o să găsiți mult mai multe exemple și inspirație cu site-uri sau secțiuni în site dezvoltate de alte organizații pentru a promova stilul ăsta de fundraising. Acum nu știu dacă, eu sincer n-am apucat să văd în chat dacă au apărut întrebări. Oricum, dacă cumva aveți întrebări și după terminarea acestui webinar sau dacă, aveți întrebări tehnice de cum să integrați link-ul către Galantom sau de instrumentele pe care le-am povestit mai devreme cu Google Form,
În măsura în care avem răspunsuri, puteți să ne scrieți. Datele noastre le găsiți dacă intrați pe galanton.ro, la contact, o să aveți acolo datele, dacă nu le aveți și aici, adresa noastră de e-mail. Nu știu, Andrei, dacă... Mulțumim, Gabi, pentru exemple. Au fost foarte, foarte multe exemple și foarte faine. Se pare că totul a fost destul de clar. Nu am fost până acum întrebări, cel puțin încet, dar mai avem ceva timp. Adică noi putem să mai stăm, nu știu, un sfert de oră, 20 de minute, poate până și jumate. Și puteți, dacă vreți, să ne puneți întrebările în chat și răspundem acum. Da, dacă nu mai sunt până, dacă se gândesc că oamenii să ne trimită întrebări, ce aș menționa vis-a-vis de acel microsite, cum spuneam, în ideea în care nu aveți un microsite sau nu vreți să vă complicați cu un link de înscriere pentru oameni să facă fundraising, pentru anumite inițiative, respectiv pentru dăruirea zilei de naștere, pentru obicei.galanton.ro, și pentru zona de sportiv, există niște microsite-uri în care oamenii își pot crea pagina și atunci pe microsite-ul sau secțiunea voastră de pe site puteți să puneți link-uri direct către proiectul respectiv. Adică să presupunem că na, eu o să caut acum, de fapt după o să caut cumva proiectul nostru și atunci eu o să pot pune pe microsite-ul nostru cumva link-ul ăsta și atunci când cineva vrea să-și creeze pentru, să-și dăruiască ziua de naștere pentru proiectul Galanton, dă click, ajunge în pasul ăsta în care își creează pagina direct. Odată ce completează aici pagina, îi se creează pagina automat pe Galanton. La fel la obicei, la fel cumva, dacă sunteți, bineînțeles, trebuie să fiți pe Galanton și să aveți integrarea făcută. Cumva la fel, putem să ajungem în pagina asta în care când cineva vrea să-și dăruiască un obicei pentru susținerea proiectului Galanton, la fel, pot să pun link-ul direct către pagina asta, astfel încât ei au deja proiectul selectat, doar aici intră și spune ok, vreau să renunț la mașină, să strâng 500 de lei, încep obiceiul de vinerea viitoare, pentru 30 de zile, contează nume, prenume, e-mail, telefon și se creează pagina. Iar paginile create prin aceste microsite-uri pentru organizații, cumva au avantajul că odată se creează pagina automat în Galanton, adică nu mai trebuie să luați datele dintr-un Google Form sau din altceva și să le creați în platforma noastră. Fundraiser-ul primește un e-mail că pagina a fost creată. Și ca și organizație trebuie doar să intrați, să-i activați pagina. Și la sportiv, aici e un pic mai, să zic că sunt doi pași, pentru că avem cumva odată selecția evenimentului. Nu știu, zicem că e evenimentul provocare de acasă și tot cu... Dar la fel, adică pașii ăștia putem să-i facem noi ca organizație, adică eu acum am selectat, adică link-ul de aici, dacă îl pun în microsite-ul, de pe microsite-ul nostru al organizației, ar fi ca cineva să-și creeze pagină pentru evenimentul provocare sportivă de acasă și susținerea proiectului Galanton. Și atunci, la fel, se poate pune link-ul pe site-ul organizației direct către link-ul acesta. Și oamenii aici doar își, la fel, introduc nume, prenume, e-mail, telefon și se creează pagina automat. Încercam să deschid și eu dacă sunt întrebări, dacă nu... Na, dacă simți tu, Andrei, că mai crezi că am uitat ceva și mai trebuie completat, altfel, na, nu, am putea să intrăm mai multe detalii, așa, dar cred că deja intrăm într-o zonă destul de tehnică în acele microsite-uri, ce puteți face, sunt destul de multe lucruri de genul să vă instalați un soi de Google Analytics și să urmăriți conversiile,
să vă urmăriți în funcție de mesajele de pe Facebook ce invitații se convertesc mai des în fundraiseri. Puteți inclusiv să faceți campanii pe Facebook după targetând ziua de naștere, că cei care au zi de naștere în următoarele două săptămâni. Cred că asta ar putea să fie un subiect pentru o prezentare ulterioară despre Google Analytics și alte instrumente pe care le putem folosi ca să îmbunătățim site-urile astea, nu? Uite că tot veni ideea că ai adus discuția. Aș vrea să fac eu o precizare, dacă îmi permiteți. Da. Pentru că Gabriela a vorbit despre Google Sites, aș vrea, pentru că ne aflăm în acest moment, mi se pare important să spun că Google Sites este o aplicație din Google Workspace for non-profits. Practic, dacă organizația folosește Workspace de la Google, este mai degrabă cunoscut încă sub numele de G Suite. El se regăsește în pachetul de aplicații incluse în acest serviciu al Google și este gratuit pentru organizațiile care au accesat Google for Non-Profits. Da, așa arată. Da, el cumva așa arată, eu sunt deja logat, dar cumva aici lucrurile sunt destul de simple, adică nu aveți nevoie de programare sau ceva, e pur și simplu dai new site, cred că i-am dat așa. Cred că așa intră într-un template blank, dar cumva sunt aici cumva și niște template-uri de genul, nu știu, să zicem ăsta, event, în care el pleacă deja cu niște conținut. Dar de aici lucrurile sunt destul de simple, însemnând că tu poți aici în partea de sus, ia stai să dau, ai aici meniu, dacă eu dau click aici, pot să am aici asta de add logo, la navigation settings pot să-i spun că vreau navigația să fie top sau într-o parte. Dacă este top, apoi pot pe fiecare, de aici să am un alt, o altă pagină, dau pur și simplu click aici și pun program. Titlul dorit, da. Na, pot să schimb temele, culori și așa mai departe, și el cumva la final o să fie, că el poate fi publicat către un URL, adică nu știu să zic, ONGRO, nu știu. Și după ce a fost publicat, cred că, el are un URL care e cu site.google.așa, care e un URL public, pe care oamenii pot să-l vizualizeze ca și cum ar fi un site normal, dar aici undeva la settings aveți și zona asta de custom domain. Și dacă aici trebuie să aveți un pic de nevoie de cineva care se pricepe la zona asta de setarea domeniului, dar poți să îți faci site-ul ca atunci când intră pe team.envision, ca să spun, să intre pe site-ul publicat prin Google Sites. Adică nu e neapărat să rămână site-ul ăla cu URL-ul de acolo. Poți să-ți faci un URL-ul pe domeniul tău, doar că necesită, mă rog, nici mici setări ale domeniului. Dar nu sunt extrem de dificile. Și la fel, adică poți să adaugi și zona aia de ce ziceam de Google Analytics, să poți să urmărești traficul și cumva, dacă nu aveți posibilitatea să vă ajute cineva să instalați un WordPress pe site-ul propriu și, sau, nu știu, poate nu aveți timp acum și vreți doar să dezvoltați zona de conținut, o puteți face asta destul de ușor aici, care e ca un soi de document, până la urmă. Sunt tot felul de zone aici în care puteți să spuneți că vreau un layout cu un segment în care să am două elemente din astea, în care una are imagine și apoi are text aici. Aici selectez, ok, vreau să urc o imagine. Sunt destul de intuitive toate lucrurile de aici. Îmi pare că seamănă foarte mult cu crearea de slide-uri din Google, adică...
Da, inclusiv asta e o altă, na, dacă tot folosiți G Suite și aveți documente, slide-uri sau sheet pe Google Drive sau Forms, vă dați seama că, na, fiind instrument Google sau YouTube sau calendar, toate lucrurile astea se integrează foarte bine. Adică eu pot să spun că, nu știu, am un document cu sfatul de fundraising, eu pot să-l pot să-i spun să-mi insereze conținutul din acel document aici. Și eu am documentele care eu le-am deja create și le adaug foarte ușor în pagina de aici. Când schimb conținutul de pe acel document, se schimbă, bineînțeles, și aici. Uh-huh. Eu zic că e destul de intuitiv. Dacă sunt elemente unde vă împotmoliți, sunt convins că sunt o grămadă de tutoriale și sfaturi pe, pe YouTube, un screen share, un webinar din ăsta micuț în care să vă explice cum să schimbi meniul la un Google site sau ceva. Avem o întrebare, Gabriel, iartă-mă. Cred că se referă la procesatorul de plăți online. Vreți să vă citesc întrebarea? O vezi? Da, legat de integrarea cu Galantom, n-am intrat cumva în detalii așa despre pași, ce înseamnă integrarea cu Galantom. Dacă intrați pe galantom.ro, în meniu aici la organizații, vreau să devin organizație beneficiară. Aveți cumva aici detaliat cumva toți pașii ce presupune integrarea cu platforma noastră. Unul dintre pași este într-adevăr acesta de a avea un contract cu un procesator de plăți. Motivul fiind că noi ne dorim ca banii să ajungă direct la organizație, adică dacă noi aveam contractul cu acel procesator, banii treceau prin noi și noi să vă facem de cont odată la, nu știu, X timp către organizația beneficiară. În felul ăsta banii ajung direct la, la organizație. Întrebarea era dacă un procesator respectiv Paylike este, organizația are deja un contract cu Paylike și dacă e ok. Da, cumva avem Paylike integrat ca și procesator de plăți și putem să folosim contractul respectiv. Iar cumva, sincer, na, un motiv în plus pentru care noi am ales modalitatea asta este pentru că în felul acesta sunt organizații mai mici sau mijlocii care nu și-au făcut un contract cu procesator de plăți pentru donațiile pe propriul site și poate făcând pasul ăsta pentru integrarea cu Galantom, nu mai bine au contractul pe care îl pot folosi și să-și pune un buton de donații online pe, pe propriul site. Dar ca să răspund încă o dată direct la întrebare, da, e ok cu cei de la Paylike, puteți folosi fără nicio problemă. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, vreau să propun Gabriele să ne zică două cuvinte legate de întâlnirea de mâine. Noi am împărțit webinarul de, pe care inițial l-am planificat astăzi, l-am împărțit în două zile. Am zis că e mai ușor de urmărit și, na, practic mai puțin obositor, sperăm noi. Și vă invităm să participați și mâine și rog pe Gabriela să încheiem cu două vorbe despre, despre subiectul de mâine și, na, trei cuvinte drăguțe de încheiere. Mâine o să ne auzim în aceeași formulă, sperăm noi, și o să vorbim puțin despre programul TEXU, programul care facilitează accesul organizațiilor non-profit la resurse de tehnologie și de învățare despre tehnologie. Uitându-mă eu pe lista participanților, cele mai multe dintre organizațiile care s-au înregistrat au cunoștință despre program fiind deja înscrise, însă sperăm să vină și alte, și alte organizații și vom veni în fața dumneavoastră cu câteva instrumente de tehnologie care sunt prezente în program și pe care organizația le poate accesa și care vă pot fi utile și în activitatea de fundraising și mă refer la soluțiile on-premise, Tableau, și la celelalte din, din cloud, de la Google for Nonprofit și anume Google Ad Grants, Airbnb Social Impact Experience și mai este una care mărturisesc că îmi scapă în acest moment, despre care vom, vom discuta multe, în speranța că vor fi informații utile pentru, pentru dumneavoastră. Atât de la mine, ne auzim mâine.
Nu o să stricăm acum toate surprizele. Nu că o să stricăm, să le dezvăluim. Mulțumim mult pentru că ne-ați urmărit și ne vedem mâine. Pe mâine. Pe mâine, mulțumim! Frumoasă!